Da, deci comandăm aici la catastif. La catastif. Ce să vă arăt aici? Că e harta, poze istorice, citești meniul ăsta, dar nu te mai satur. Ciorbe. Ciorbă de burtă, văpuță, fărțure, perișoare, țărănească, cofumătură. Ciorbă de fărțure, de obicei. Nu au ciorbă, nu mai au ciorbă de aia? Ar fi curul. Care a treia? Ciorbă de putrace cu aripi de curcan. Șmecherie. De asta comandăm? Două. Cu ardei și smântână. Asta e. Asta e frumos. Și de băut ceva rece doriți? O bere fără alcool? La doi? La doi. Încă stați pe gânduri. Vreți un suc? Hei, salutare YouTube, ce faceți dragilor, care mai este viața voastră, nu ați mai dat niciun semn de viață, sunteți plecați încă în concediu, ce se întâmplă cu voi? Care e faza? Treaba este în felul următor, au avut loc niște transformări importante ale unor clienți de-ai mei, lucruri pe care eu am apucat să le menționez o singură dată din câte știu pe Facebook, însă pe voi nu v-am updatat și nu v-am ținut la curent. Este vorba despre Vasi, care a reușit să slăbească peste 17 kg într-un timp foarte scurt. Este vorba despre domnul Dinu, cu o grămadă de probleme alimentare, de toleranță, în contextul în care nu putea mânca, consuma un anumit aliment și era dependent de ciocolată. Rețineți, omul a reușit să slăbească 10 kg, deși era dependent de ciocolată și a gustat ciocolată în fiecare zi, da? Vă dați seama, a fost o variantă chiar grea. A, așa? Și mai avem și pe Darius, la fel, care a reușit o transformare super spectaculoasă în 14 zile, da? Despre fiecare dintre acestea o să facem un video independent. O să vă las doar să vedeți câteva poze, așa câteva secunde, ca să înțelegeți despre ce e vorba la transformarea fiecăruia. Este vorba despre slăbit foarte multe kilograme în timp record în cazul lui Vasi, despre un om care a slăbit 10 kg tot așa într-un timp relativ rapid, dar în contextul în care a și consumat ciocolată, și despre un băiat care s-a transformat senzațional în 2 săptămâni, rețineți. Vorbim de 14 zile, o transformare absolut incredibilă, care nu ne arată decât geneticul extraordinar de care dispune Darius și potențialul lui în acest sport, da? Dragilor, mi-a captat ceva atenție aici în mall-ul ăsta, River Plaza Mall din Vâlcea. Mi-a captat atenția o mașină de înghețată londonez. Vreau să vedem despre ce este vorba cu această înghețată. Care este șmecheria? Că știa că are calorii în chestia asta. De asta n-a putut să ne mintă. De ce nu trebuie să ne păstrăm vesele acum? Nu trebuie să... ce? Nu putem să mai glumim? Nu putem să mai vedem o fată bronzată? Ce are? Nu e nimic rău în treaba asta. Cred că aici trebuie să mergem. Da, aici. Bunica acasă. Nu, dragilor, suntem la casa vlahilor. Și asta este parcarea lor interesantă. Vreau să vă spun că asta e chiar super tare parcare. Adică este chiar super tare. Și nu ne mănâncă în bătrâni. Deci ce credeau că au făcut și... că au cumpărat casa asta special pentru teren, special să aibă loc de parcare.
unde să-și mai, pună oamenii lemne una alta. Dacă mai fac. Foarte tare, felicitări. Avem mai și mere, să mănânc cu grații, moca. Aici, am cumpărat, pentru că cineva a vândut tot terenul ăsta. Și am cumpărat aici, trecem la salată, de exemplu, facem celuzii, că ne îngrășăm foarte mult. Așa, mersi frumos. Ia să-l încerc tot ce ăsta. Aici, jos, în spate, avem salată. Arată bine, are parte de carne, concret. Hai, poftă mare, dragilor. Poftă mare. Thank you.